Situația în Mariupol, aflat sub asediul trupelor ruse, este una cu adevărat dezastruoasă. Peste 160.000 de oameni sunt blocați acolo și nu mai au hrană, apă sau medicamente. Trăiesc în adăposturi subterane, fără căldură și electricitate. Iar primarul spune că cel puțin 5.000 de oameni au fost uciși în timpul atacurilor. Peste tot unde privești, vezi aceleași imagini dezolante, blocuri distruse, ferestre sparte, străzi acoperite de molozi și carcase de mașini carbonizate. 90% din oraș este doar ruină. Mărturiile oamenilor care trăiesc în Mariupol sunt de-a dreptul șocante. Irina, inginer proiectant, avem o viață frumoasă, foarte frumoasă. Pensii grozave, copiii aveau locuri minunate de muncă, amândoi ginerii mei au lucrat în uzina metalurgică Mariupol. Acum nu avem nimic, am rămas fără adăpost, am distrus totul, nu avem unde să mergem. Vladimir, pensionar, nu a mai rămas nimic, vă spun că locuiesc într-o baie. Am o baie mică și o sobă și atât, nu există acoperiș, nu există nimic, am lucrat ca cizmar, 37 de ani, am lucrat cu mândrie ca cizmar și am rămas fără nimic, fără atelier, fără muncă. Cumva trebuie să rezist. Ce să fac altceva? Trebuie. După o lună și mai bine de asediu crunt, cu proiectile lansate de ruși, la câteva minute distanță, unele de altele în Mariupol au mai rămas mai puțin de un sfert de locuitori. Ascunși în subsoluri, fără apă potabilă, căldură și alimente, oamenii trăiesc de pe zi pe alta, fără să știe când se va sfârși calvarul.